După ce Petru are o experiență, aș putea spune, pentru unii mai puțin plăcută, atunci când este prins de Irod și aruncat în temniță, păstrat pentru a doua zi, s-a hotărât în dreptul lui uciderea lui cu sabia, să fie omorât și el, la fel ca și Iacov, fratele lui Ioan. Când Irod a văzut că lucrul acesta place iudeilor, a hotărât ca în zile praznicului azimilor să fie scos și Petru, să fie omorât și el. Ce am înțeles în toate acestea? De multe ori, dacă vedem aspectul acesta, putem să fim derutați de anumite lucruri și diavolul ne poate amenința. Nu cu fiecare în parte Dumnezeu îngăduie la fel. De exemplu, Iacob, fratele lui Ioan, a trebuit să fie ucis cu sabia, îngăduit de Domnul. Cu siguranță biserica, când a văzut că și Petru a fost și el prins și închis sub aceeași domnie, sub aceeași amenințare, totuși biserica nu și-a pierdut încrederea. Eu cred că pentru Iacob s-a rugat biserica, ca și pentru Petru. Dar au avut o motivație mai mare să se roage pentru Petru, văzând că nu-i de glumă lucrul acesta. Totuși Domnul putea să-l izbăvească din mâinile lui Irod și pe Iacob. Dar pentru el era hotărât. De ce? Pentru ca să se întărească biserica și să sporească. Nu întotdeauna putem să ne rugăm, prea puțin ne rugăm, pentru că atât de mult ne-am pus încrederea că oricum Dumnezeu face ce vrea. Și ne-am obișnuit să spunem, Doamne, fă ce vrei Tu. Dumnezeu de multe ori vrea să vadă dacă ne pasă de persoana respectivă și o iubim. Atunci când este vorba despre mine sau despre copilul meu, mă rog, până văd izbăvirea și postesc până când îl scapă Dumnezeu. Dar când e cu privire la altcineva, nu sunt determinat așa de mult. Și fac doar o rugăciune simplă care, de multe ori, nu-i primită înaintea Domnului. Chiar dacă noi credem că Dumnezeu ne ascultă și când ne gândim numai, nu trebuie să ne mai rugăm. Și creștinismul din ziua de astăzi, atât de mult s-a împrietenit cu Dumnezeu și are o relație atât de mare încât, deci poți să-i spună lui Dumnezeu ceva fără să se roage. Deci faptul că Dumnezeu s-a apropiat de noi atât de mult nu este dovada că El admite ca noi să trăim oricum și să ne rugăm cât de puțin. Vreau să spun că oamenii care au o relație mai apropiată cu Domnul au înțeles că trebuie să fie mai sfinți și să se roage mai mult decât aia care nu au o relație mai mare. Pentru că ei l-au înțeles pe Dumnezeu și știu ce poate să facă. Deci Dumnezeu poate să-i izbăvească, dar toate izbăvirile au fost în urma rugăciunilor cu post, cereri, în unitate. Și vedem că biserica păstrează acest obicei care aș putea spune, fără rugăciune, biserica este moartă, aș putea spune. Și se roagă și cred că iau o atitudine mai serioasă și Biblia spune, Petru era păzit în temniță, la biserica nu înceta să se roage. Eu cred că zi și noapte biserica se ruga. Cu alte cuvinte, cred că îl iubeau pe Petru. Mai mult de atâta, a iubit lucrarea lui Dumnezeu, care ei au înțeles-o că Satana putea să urmeze, să facă ca mâine să fie la rând alt ucenic. Dacă nu s-ar fi luptat pentru izbăvirea unuia, ca și Iacov, ca și Petru, și-ar fi încetat să roage, credeți că Satan ar fi încetat să-i decapiteze? Ne nu cetează. Dacă reușește să dea cu mine jos și te-ai bucurat, să știi că dacă mă trânti pe mine, următorul vine. Și dacă o reuși să mă lovească, trântească pe mine și cineva o sta nepăzător, vreau să spun că următorul e la care o sta nepăzător. Pentru că diavolul știe să atace. Și așa pe fiecare în parte, pe toți pe rând îi doboară când există nepăsare. Dar ca să n-ajungă la fiecare, biserica nu înceta să se roage și înălța rugăciuni către Dumnezeu pentru el, spune Biblia.
Și vedem că rugăciunea aceasta, de data aceasta, și stăruința lor n-a fost zadarnică. Vine Domnul cu încurajare și încă o dată dovedește că are putere să facă minuni. Nu s-au gândit în noaptea următoare sau în noaptea, n-au făcut niciun plan omenesc prin care să fie atât de iscusit să spună, mă, avem printre noi oameni care ar ști să îi zbăvească. Haideți să ne răsculăm și haideți să ne unim să-i batem pământește. Și ei au știut un lucru, că din mâna lui Rod nu scapă nimeni. Numai Dumnezeu poate scăpa. Și ei au apelat la acela care cu siguranță a dus o izbăvire care rămâne peste veacuri cu adevărat, o izbăvire care de multe ori ne uimește. Și pe mine m-a uimit de multe ori. În noaptea zilei când avea de gând Irod să-l înfățișeze la judecată, noaptea aceea, deci a lăsat biserica să se roage până în ultima clipă. Gândiți-vă. Deci era ultima seară când Petru o petrecea în temniță. Nu știu cum deja a permis Petru să se culce la ora aia. Cred că rugăciunile fraților au făcut să fie liniștit. Eu mă culc și adorm în pace. Căci tu veghezi asupra mea. Căci Domnul veghează. Dai liniște în așternutul meu sau Domnul veghează asupra mea. Și Petru își permite să se culce, să se odinească. Ce rost mai avea dacă a doua zi el știa că nu se întâmplă lucrul ăsta. Credea. El s-a culcat pentru că știa că mâine zi are de parcursul poate cine știe ce drum. Și, și cuvântul Domnului spune în noaptea zilei când avea de gând Irod să-l înfățișeze la judecată, Petru dormea între doi ostași, gândiți-vă, legat de mâini cu două lanțuri, nu cu unul. Și niște păzitori păzeau temnița la ușă. Gândiți-vă ce straj au avut. Nici Domnul Iisus nu a avut așa lângă el. Era înăuntru. Petru era între doi ostași cu două lanțuri și păzitor la ușă. Asta nu l-a împiedicat pe Dumnezeu să-l izbăvească. Încă poate Domnul i-a plăcut mai mult că a putut să dovedească o izbăvire mare prin faptul că Petru a ieșit, aș putea spune, nevăzut de acolo. Și Biblia spune, păzitorii temniței stăteau la ușă. Nu cred că își permitea cineva să doarmă. Se spune că dacă îți permiteai să dormi, deci erau decapitați pentru că nu-și făcuseră datoria. Așa ceva nu s-ar fi permis să spui că m-am culcat să te duci să raportezi mâine lui Irod, că am adormit și o fugit Petru. Așa ceva nu se putea admite. Și iată că un înger al Domnului a stătut lângă el pe neașteptate, auziți? Nu s-a așteptat nimeni. Un înger al Domnului spune că îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de el. Și o lumină a strălucit în temniță. Îngerul l-a deșteptat numai pe cine? Pe Petru, lovindu-l în coastă și i-a zis, scoală-te iute, lanțurile i-au căzut jos de pe mâini, apoi îngerul a zis, încinge-te, leagă-ți încălțămintele. Și el a făcut așa, ce bine i s-a sculț de Domnul atunci când ți se cere să faci anumite lucruri care ai putea spune că le poți face și singur, nu trebuie să ți le spună cineva. Ca să mă încalț și să leg și returile și să fac ceva, nu trebuie să mi le explici nimeni. Totuși, a fost nevoie să-i spună să se încingă, să-ți lege încălțămintea bine, și să îl urmeze. Și el o asculta, spune Biblia. Și el a făcut așa. Îngerul i-a mai zis, îmbracă-te în haină și vină după mine. A avut suficient timp. Deci se vede că acolo era unul care nu se temea și nu era frică. Au avut suficient timp spunându-i, leagă-te, ia-ți haina, încinge-te, fă toate lucrurile astea pe care ai de făcut. Cred că în timpul ăsta Petru nu realiza ce face. Petru a ieșit afară și a mers după el. Auziți? Fără să știe dacă ce făcea îngerul este adevărat. De multe ori în viață mergem, e bine să mergem după îndemnurile Duhului Sfânt, de multe ori nu știm ce facem. De multe ori mergem și facem lucrări care nu știm de ce le-am făcut. Dar într-o zi vom fi iluminați de Domnul și ne dăm seama că am făcut un lucru care era după voia lui Dumnezeu. De multe ori ajutăm sau facem lucruri care spunem, de ce am făcut asta? Nu trebuia să fac. De multe ori urmăm anumite vise sau anumite prorocii sau lucrări și nu ne dăm seama, poate și nu înțelegem atunci. Dar mai târziu, când Domnul ne va lumina, o să ne dăm seama că de fapt lucram cu Dumnezeu. Și sunt oameni care vin mărturisesc că mi-aduc aminte, nu eram și nu-L cunoșteam pe Dumnezeu, dar am făcut lucruri respectiv și cu tare lucruri și acum mi-aduc aminte că de fapt eu lucram cu Dumnezeu. Deci făceam voia Dumnezeu. Auziți? Petru a ieșit afară și a mers după el fără să știe dacă ce făcea îngerul este adevărat. I se părea că are o vedenie. I se părea că are o vedenie.
După ce a trecut de straja întâi și a doua, au ajuns la poarta de fier care dădea în cetate și ea li s-a deschis singură. Au ieșit și au trecut într-o uliță, îndată îngerul a plecat de lângă el. Când și-a venit Petru în fire, a zis, relatează Biblia despre încă un om în Biblie care spune că și-a venit în fire. Și ăsta era fiul risipitor, același Duh Sfânt care îl trezise pe Petru, acela îl trezise și pe fiul risipitor. Spune Biblia că și-a venit în fire și a zis, mă duc la tatăl. Știa unde avea să se ducă acum. Petru și-a venit în fire și știa unde trebuia să meargă. Și Biblia spune că după ce și-a venit în fire, a zis, acum văd, văd cu adevărat că Domnul a trimis pe îngerul său și m-a scăpat din mâna lui Rod și de la tot ce aștepta poporul iudeu. Acum văd, până acum, sunt momente în care nu realizăm. Și Dumnezeu lucrează și face minuni între noi și nu vedem. Doar ni se pare că cine știe ce o fi, o fi adevărat sau nu o fi adevărat. De multe ori lucrarea Domnului ni se pare... Și se pare poate de multe ori că o fi ceva de lucrarea asta sau nu fi. E adevărată sau nu? Ce se întâmplă aici? E ceva? De multe ori, anumiți oameni care ne punem problema sau ne întrebăm, oare va fi ceva de omul ăsta? Va fi ceva cu asta, femeia asta? Dar de asta, cu ăsta ce va fi? Și au fost momente în care și-au pus întrebarea de felul acesta. Dar cu acesta ce va fi? Și Domnul Iisus și ce-a spus? Ce-ți pasă ție? Tu vino și urmează-mă. Ce se întâmplă cu fiecare. Dacă eu vreau ca el să rămână până când voi veni eu. A fost unul dintre ucenici care și-au pus întrebarea asta. Și-au zis, dacă acesta ce va fi? Ce se va întâmpla? Și-au zis că nu-i treaba noastră. Slăviți să fie Domnul. Haideți să ne rugăm Domnului și în rugăciunea care o facem în continuare, să ne rugăm Domnului și să lăsăm așa lucrurile cum Dumnezeu le-a așezat. Și să mergem sub călăuzirea Duhului Sfânt. Cu siguranță sunt unii dintre noastre care și-au pus întrebarea sau își pun întrebarea. Oare ce fac eu? Oare ce va fi de lucrare? Oare ce fac? E bine că sunt aici. Poate ți-ai pus întrebarea și mulți să spun întrebarea, oare e bine? Să știți că am găsit oameni și poate sunt oameni care zice, mă, oare ce am făcut? Că m-am pocăit sau m-am botezat? Sau am făcut lucrul ăsta? Oare am făcut bine? Să știți că de multe ori își pun întrebarea oamenii de felul acesta. Nu-și dau seama. Asta nu e altceva. E o dovadă că oamenii pot recunoaște că de fapt ei n-au făcut ei lucrul ăsta. Ci Duhul Sfânt în ei slăvit să fie Domnul. Dacă spui astfel de întrebări de multe ori și spui, oare cum am putut eu să fac lucrul ăsta? Vreau să spun că nu ți se atribuie ție. Toată slava ei se atribuie Domnului. Dacă asta înseamnă că nu te încrezi în tine și încă îți mai pui întrebarea de felul ăsta, dar cum s-a întâmplat eu să vin la adunare că nu veneam niciodată? Dar cum se face să mă rog eu cu pocăiții sau să vin eu să cânt cu ei? Că eu n-am cântat niciodată, Domnul, nu mă duceam, nu vreau să aud. Și lucrul ăsta e bine că ți-l pui. De ce? Pentru că îți dai seama că există o putere care la ora actuală lucrează la inima ta. Și te face să vii locuri sau să faci lucruri care nu le-ai putut face altă dată. Într-o zi îți vei da seama că cel ce cercetează rărunchii, cel ce cercetează inimile, este Domnul și te-a cercetat și pe tine. Haideți să ne ridicăm în picioare și spunem, Doamne, voia ta în viața mea să se facă.